Bună seara, domnule și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și așa cum v-am promis în această seară, avem în platou Litoral TV un alt invitat, vom aborda alte subiecte, de această dată legate de administrația publică locală. Și dacă la început de săptămână am discutat despre aspecte legate de administrația publică locală din mediul urban, avându-l în platou pe primarul orașului Năvodari, acum mergem un pic spre mediul rural, deoarece alături de mine în platou se află primarul comunei Poarta Albă, domnul Vasile Delicote, care îi spune... Îi spun bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Domnul Delicotti, n-am apucat să ne întâlnim la sfârșitul anului trecut, de aceea am să vă rog să începem dialogul nostru din această seară cu un scurt bilanț al anului 2016 pentru a vedea de unde porniți și apoi, în partea a doua emisiunii, să discutăm despre prioritățile și obiectivele pe care vi le-ați trasat, neastră ca ordonator de credite și ca șef al administrației publice locale din Comuna Poarta Albă, pentru anul 2017, anul în curs. Deci, ne întoarcem un pic în timp, în 2016, și spuneți-ne, din punctul dumneavoastră de vedere, cum ați caracteriza acest an, trecând peste aspectul pur electoral și politic, care ne-a obosit pe toți. Ne-a ocupat destul de mult și timp, și ne-a ocupat destul timp, vorba multor cetățeni, multor alegători, a fost și bine, a fost și rău, pentru că știm, într-un an electoral, încep să devină cei tentați să obțină anumite funcții mai vizibili și în același timp și mai activi, că altfel n-au cum să ajungă în atenția viitorilor potențiali alegători. Da, fiecare caută să-și facă imagine și uită de ceea ce trebuie făcut de cele mai multe ori. La dumneavoastră n-a fost cazul să vă luptați prea mult să vă faceți imagine, pentru că deja erați primar în funcție, deja lumea vă cunoaște. E obișnuită cu stilul dumneavoastră de lucru. De aceea prefer să discutăm problemele foarte aplicat și ceea ce se întâmplă în primăria Poarta Albă mult mai la subiect, lăsând la o parte floricelele, cum îmi place mie să le spun. Cum am încheiat anul 2016? Anul 2016 l-am încheiat bine, putem să spunem, din punctul nostru de vedere, vis-a-vis de ceea ce ne-am propus. Ne-am fi dorit să facem mai mult, dar din păcate nu sunt lucruri care nu țin de administrația locală și de ceea ce fac eu ca primar sau echipa mea din primărie. Am început anul 2016 bine, am început prin inaugurarea unui proiect foarte important pentru localitate, s-a finalizat o investiție pe fonduri europene, este vorba de reabilitarea și extinderea școlii numărul 1 cu clasele 1-8, care a ieșit o școală superbă, unde copiii vin cu drag. Și la începutul anului 2016, chiar la începerea școlii, am mutat copiii în această școală și am început nou an școlar, nou semestru în această școală. Toată lumea a fost foarte bucuroasă. Avem condiții, laboratoare, tot ce trebuie, spațiu și lucrurile merg bine. Sperăm ca rezultatele să crească în acest an și la finalul anului, în vară, să avem rezultate mai bune decât anii precedenți și cât mai mulți copii care sunt în clasa 8-a să ajungă la liceele din Constanța, la licee foarte bune, acolo unde își doresc și să ne reprezinte cu onoare și pe noi ca localitate. Deci, practic, administrația publică locală le-a oferit, le-a creat condițiile optime. Acum e rândul lor să mulțumească prin note și prin rezultatele obținute la părinții școală. Părinții sunt destul de implicați, asta mă bucură foarte mult, pentru că părinții sunt activi și participă destul de mult la procesul educațional. Acum și nouul viceprimar vine din rândul cadrelor didactice și sper ca legătura între primărie și școală să fie mult mai strânsă și să reușim să analizăm și să găsim soluțiile pentru a crește nivelul din școala noastră, astfel încât să fim printre primele școli din județ, să avem copii la liceele de top din Constanța, care ulterior să ajungă la facultăți din ce în ce mai bune, mult să plece chiar și spre facultățile din marile centre universitare, unde ne dorim să ajungă și după aceea să ne reprezinte
localitatea și să fim și noi bucuroși atunci când îi vom găsi prin diverse funcții în toate instituțiile statului. Bun, ați început deci cu această inaugurare a unității de, a noii unități de învățământ, după care ce ați mai bifat în agenda de pe 2016? Am încheiat o rețea de apă pe o zonă unde Braja avea o conductă de aducțiune care intră într-un program de reabilitare și pe fonduri europene și am oprit alimentarea cu apă pe zona respectivă și ne-am trezit că cetățenii nu mai au de unde să se alimenteze și atunci a trebuit să facem la urgență un proiect care, din păcate, a durat mai mult partea de hârtii decât de execuție. Ne-am chinuit în aproximativ 5 luni de zile cu hârtiile și a durat execuția 2 luni. A, bun, așa. Asta este România, hârtiile eficiență din totdeauna plumă, da, durează mai mult decât execuția. Așa cum a fost și în cadrul școlii, ne-am chinuit 5 ani de zile cu toate hârtiile și cu finanțare și cu tot ce înseamnă și școala s-a terminat în aproximativ 2 ani de zile. Deci cam ăsta este raportul, din păcate, în România între a face ceva concret și a face hârtii. Facem hârtii. Așa și anul 2016, practic, după ce am făcut această investiție cu rețeaua de apă de pe strada grădinilor, intrarea lacului și încă două intrarea grădinilor care și strada Macului sunt două străduțe mai micuțe. După ce am finalizat, ne-am ocupat foarte mult de partea de proiecte, pentru că în 2016, nefiind sesiuni deschise în anul 2014 și 2015, noi am finalizat proiectele pe care le-am avut începute din exercițiul anterior, 2007-2013. Noi ne-am încheiat cu succes în 2015, la 31 decembrie, toate proiectele, fără să avem penalități și corecții financiare. Iar în 2016 nu am putut să, neavând sesiuni în 2014 și 2015, nu am avut efectiv ce să implementăm și ne-am pregătit cu proiecte foarte multe pentru a depune în timpul anului 2016 și 2017. Sperăm ca în acest an să se deschidă cât mai multe sesiuni, să putem depune proiectele pe care le avem deja pregătite. Sunt proiecte foarte importante pentru localitate și sperăm ca guvernul să aibă capacitatea să deschidă cât mai multe sesiuni de finanțare pentru a putea depune aceste proiecte și să reușim ca la finalul 2017 și 2018-2019 să avem ce lucra și ce implementa, pentru că din bugetul local nu putem să facem decât să ținem de fiecare leuț și să reușim să plătim studii de teren, studii de fezabilitate, ridicări topo, cadastre, tot ce ține de pregătirea unui proiect pentru a putea fi finanțat. Noi facem lucrurile acestea din bugetul local, tot timpul ținem de bani și încercăm să facem cât mai multe proiecte pentru a avea posibilitatea să le finanțăm și să aducem bani să rezolvăm problema localității, pentru că altfel, dacă n-am merge pe acest sistem, n-am putea face mare lucru din banii pe care îi avem în bugetul local sau din banii pe care am putea să-i primim de la Consiliul Județean. Înțeles. Asta în ceea ce privește ce ați reușit să realizați. Ce nu ați reușit să realizați în 2016, deși ați fi dorit sau v-ați propus? Care ar fi minusurile bilanțului pe anul anterior? Nu am reușit, am avut o mare dezamăgire a mea, a fost grădinița Corar prelungit, care a fost finanțată încă din 2010 la Ministerul Educației. S-a plătit proiectul tehnic de către minister, s-a dat autorizația de construire, dar din păcate ministerul trebuia în 2012 să facă licitația și din 2012, uitați că am ajuns deja în 2017, timp de 5 ani aproape, ne-au tot plimbat cu vorba și n-au făcut aceste licitații și sunt în jur de 700 de grădinițe care ar fi trebuit să fie gata la nivel național și din păcate nu este nici măcar una finalizată.
este o mare pierdere. Banii au fost, sunt și acum la momentul actual, nu știu dacă Banca Mondială și Banca de Dezvoltare Europeană va mai lăsa acești bani la dispoziția Ministerului Educației pentru a face aceste grădinițe. Și nemai având încredere în ceea ce se practic, întâmplă acolo. Practic, acolo ce s-a întâmplat? Proiectul a fost declarat eligibil? Da, a fost declarat eligibil și... Nu a fost finanțat? Nu s-au mai... A fost finanțat, efectiv. S-a acordat finanțarea, dar banii nu s-au dat către primărie. Nu, licitațiile și finanțarea efectivă, implementarea proiectului trebuia făcută de către Ministerul Educației. Din păcate, Ministerul nu a făcut aceste licitații, nu a implementat proiectul și noi ne-am văzut în duș cu vorba, iar în 2016 ne-am ocupat și am făcut studiul de fezabilitate și tot ce trebuie pentru a merge pe mai multe axe de finanțare și să rezolvăm și această problemă. O să discutăm despre asta în partea a doua. Bun. Acest lucru este un minus care nu s-a întâmplat în 2016 și este o mare dezamăgire pentru mine pentru că am fost mințiți. Trebuia să ne spună că nu le mai fac și găseam alte soluții, dar pentru a evita dubla finanțare, pentru că este o problemă și mai ales pe fonduri europene, pot să devine eligibil. Am stat în stand-by și nu am făcut alte demersuri. Dacă ne dădeau o adresă prin care spuneau că nu se mai finanțează, nu că noi am fost eligibili, totul a fost corect. Păcat că s-au plătit niște bani de către minister, s-au cheltuit niște bani și aceste proiecte acum stau, efectiv nu merg mai departe, iar copiii au nevoie de grădinițe și de spații cât mai bine dotate pentru a putea veni cu drag la grădiniță și a avea un start, pentru că este foarte important cum pornește un copil în viață și la grădiniță este primul pas pe care îl face în partea de învățământ. Interesant aspectul ăsta, adică și noi am stat și am pierdut timp pentru că am fi putut depune pe alte axe de finanțare și nu am depus. Din păcate, la AFIR, la Agenția de Finanțare a Infrastructurii Rurale, a fost o sesiune anul trecut, în care puteam depune acest proiect. Mi s-a spus, am sunat la București, mi s-a spus că în august se face licitația 100% și vă dați seama că am considerat că nu merită să sări, să fac dublă finanțare și să pierd din ambele părți. Din păcate, nu s-a mai întâmplat să se țină licitația la București și atunci... Și nici n-am mai avut posibilitatea să depuneți proiectul? Nici n-am mai depus pentru că sesiunea a trecut. Sesiunile se deschid, sunt de obicei pe termen scurt, 30 de zile și dacă nu depui, după aceea se închide și nu mai ai posibilitatea să depui, trebuie să aștepți să se redeschidă o altă sesiune. De aceea am luat inițiativa, am pregătit documentația și în momentul în care voi avea o posibilitate să deschide o axă de finanțare, cu siguranță depunem și vom face adresă către minister că renunțăm la finanțarea lor. Pentru a nu intra sub incidența legii, să se considere dublă finanțare și să pierdem de peste tot. Am înțeles. Da. Asta ar fi, deci, minusurile anului 2016. Și lipsa mai multor sesiuni de finanțare. Din păcate, s-au deschis foarte puține sesiuni aici de finanțare. Aici vreau să ajungem să listăm un pic mai pe larg, pentru că tot timpul li s-a spus șefilor administrației publice locale că nu sunt bani de la buget și cel mai bine ar fi să profitați practic de sumele alocate României de la Uniunea Europeană. Asta presupune să elaborați proiecte, să le depuneți și pe cât posibil să rezolvați problemele comunităților pe care le coordonați, neasă ca primari, prin intermediul fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană. Numai că, așa cum vorbeam înainte de a intra în direct, mi-ați povestit o situație destul de ciudată, pe lângă faptul că perioadele în care trebuie să puteți depune aceste proiecte sunt destul de scurte, pe lângă faptul că ați stat și ați așteptat, iată, să deschidă câte o axă, tot timpul ești în așteptare să vezi
PFG, ce proiect ai putea depune, dacă e eligibil, dacă nu e eligibil, adică într-o permanență tensiune, aș putea spune, stau primarii care, într-adevăr, vor să atragă aceste fonduri europene. Dar, așa cum îmi spuneați, sunt și surprize neplăcute. Și am să vă rog pe dumneavoastră să ne povestiți concret despre ce proiect este vorba și în ce situație ați ajuns, deși, iată, ați încercat să atrageți fonduri europene către comunitate. Da, a mai fost o neplăcere în anul 2016. La finalul anului, în vara lui 2016, undeva iunie-august, a fost o sesiune deschisă pentru asfaltare, în măsura 7.2, infrastructură rurală. Din păcate, sesiunea a durat 30 de minute și s-au terminat banii. Noi ne-am pregătit, știam că vor fi tot felul de speculații și tot felul de se va schimba ceva pe ultima sută și într-adevăr așa s-a și întâmplat la ora 19, cu o zi înainte de deschiderea sesiunii. Sesiunea s-a deschis undeva în jur de ora 9 a doua zi. La ora 19 s-a schimbat modelul de cerere de finanțare. Am stat și eu și colegii de-ai mei din Constanța, din județul Constanța, care și ei aveați sunt proiecte, cu experiență și am discutat între noi, aveam proiectele pregătite și am așteptat să vedem ce se întâmplă și imediat am actualizat cererea de finanțare astfel încât să fie conformă cu cea din ghid. Pentru că nu este normal să schimb la ora 19 seara, când toată lumea este plecată acasă, să schimb modelul de cerere de finanțare. După ce cererea de finanțare a stat câteva luni pe site într-un fel, da, cu câteva ore, 12 ore mai înainte să schimb de deschiderea sesiunii, să schimb modelul de cerere. Vă dați seama că foarte mulți, dacă nu au fost atenți, când au vrut să încarce, nu mai era conformă cererea și n-au putut să încarce. N-au putut să urce pe site proiectul. Noi am reușit, au fost în regiunea de sud-est 12 proiecte pentru asfaltare, care au reușit să fie încărcate în cele 30 de minute cât a durat sesiunea, pentru că s-au terminat foarte repede banii. Și din cele 12 proiecte, din păcate, doar unul singur a fost declarat eligibil. Da? De către inspectorii de la AFIR, pentru că au căutat tot felul de chichițe legate pur și simplu de interpretarea limbii române. Proiectele noastre au fost declarate, suntem câteva comune mari din județul Constanța care am avut proiecte încărcate, ne-am chinuit cine să fim eficienți. Cine mai fost altfel lângă Poarta Albă în situația de genul din acesta? Din câte știu, Valu Traian, 23 august, Costineștiu, Cumpăna. A, bun așa. Au fost localități mari, cu primari, cu vechime, cu experiență, care au știut ce au de făcut, dar din păcate cei de la AFIR au căutat nodul în papură și au găsit ei o interpretare pe ghidul care a fost afișat, că au dat acolo pe site un model de hotărâre unde spuneau ei că este orientativ. Deci nu era obligatoriu. Și pe o astfel de interpretare au spus că hotărârile de Consiliu nu sunt conforme ghidului pentru că nu aveau un preambul. Noi am respectat tot ce înseamnă hotărârea de pe site, dar fără să-și dea seama majoritatea secretarilor când au redactat hotărârea, deoarece hotărârea are întotdeauna un referat în spate și un raport. În raport și în referat se scrie de obicei necesitatea, oportunitatea investiției, este expunerea de motive. Plus că în cazul astfel de hotărâri, anexa este studiul de fezabilitate, unde în studiul de fezabilitate este un capitol întreg dedicat necesității și necesității proiectului. Pentru că nu a scris în preambulul hotărârii de Consiliu văzând necesitatea și oportunitatea investiției, da, au fost declarate neeligibile proiectele.
Deci doar pentru absența acestei exact hintagme pentru din hotărârea absența Consiliului Local. Două cuvinte, dar nu articolele. Articolele fiecare primar și Consiliul Local au respectat articolele. Articolul 1. Acum tot exact ce cum trebuia, era modelul, exact cum era. Dar în preambul, de obicei, noi nu scriem aceste lucruri pentru că se subînțeleg. Oricum sunt în raport și în expunerea de motive, plus că orice lege din țara aceasta, din orice țară din lume, este votată sau orice hotărâre este votată de către Parlament sau de către Consiliul Local, care este legislativul la nivel local, datorită faptului că este necesar și oportun acel lucru. E nevoie de acea hotărâre. Fie lege, sau de acel fie proiect. Adică nu înțeleg, n-au cunoștințe minime sau... Bun, 12, din 12 proiecte depuse pe această axă, spuneți dumneavoastră, doar din regiunea de Sud-Est, fost... doar unul singur a fost acceptat, considerat eligibil. Celelalte, practic, au fost respinse. Au fost respinse, am făcut contestație. Eu vin și vă întreb altceva. 30 de minute pentru a urca niște proiecte, da? Ați reușit, din 12 câte au fost urcate, unul singur eligibil, ce se întâmplă cu banii care practic nu sunt folosiți? Vor câștiga alte județe, unde am cunoștință că nu s-a pus această problemă, nu s-a pus problema așa. De aceea am avut o discuție. Deci nu a fost interpretarea aceasta. Nu a fost interpretarea aceasta, da, hotărârilor de Consiliu, și-au asumat, au dat proiectele eligibile și banii vor merge acolo. Vor merge către alte județe unde funcționarii de acolo au înțeles că trebuie să absoarbă bani și să se uite pe tehnici și pe greșeli evidente. Dacă sunt duble finanțări, dacă, nu știu, strada, proiectul nu respectă, nu este conform hotărârii de guvern, nu este conform HG28, nu respectă ceva, studiu de fezabilitate, dacă prețurile sunt umflate, dacă lungimile nu corespund când un proiect să... Ați încercat să discutați cu reprezentanții de la AFI? Am discutat și cu să echipa. Să primiți o explicație. Și cu echipa nu și-au asumat. A zis că ei nu și-asumă, asta e, așa este înghit și cu asta basta. Iar când am discutat cu domnul director, eu i-am explicat. Din punctul meu de vedere, cred că cei de acolo vor să aibă cât mai puțin de muncă. Pentru că în momentul în care ai proiecte, multe, da, toate 12 ar fi putut fi eligibile și contractate, da, aceste 12 proiecte pe durată de 2 ani ar fi însemnat volum de muncă pentru ei. Pentru că presupunea deplasări în teritoriu. Deplasări în teritoriu plus verificarea întregii de documentații. Serii întregi de documentații, pentru că se depun cereri de plată, exact, pentru fiecare tranșă care se va plăti către constructor. Sunt cereri de plată, după aceea cereri de rambursare, pentru că primăriile nu își permit să facă întâi plata din bugetul lor local. Sunt puține primării care și-ar permite așa ceva, să meargă numai cu cerere de rambursare, și atunci legislativul, ca să reușească absorbția de fonduri, autoritățile publice locale au creat mecanismul de a putea merge cu cerere de plată, se primesc banii în avans de la minister, se plătesc și după aceea se merge cu cerere de rambursare pentru a fi rambursată suma din bani europeni. Ce v-a spus directorul la firmă în momentul în care ați încercat să discutați cu dumnealui? Care am a fost discutat, explicația lui? Am discutat, au înțeles, l-a chemat și pe directorul adjunct și chiar au spus, domne, noi pierdem și este păcat de munca oamenilor din județ. Da, și dat seama e vorba numai de muncă, e vorba și de bani, zel, pentru că sunt niște este studii un pe care le plătiți. De zel și chiar au spus că trebuie să ia și ei măsuri și să poarte discuții în cadrul agenției pentru a avea o altă abordare și pentru a fi mai atenți cu aceste lucruri, pentru că este păcat să nu atragem fonduri și în regiunea de Sud-Est. Pe o astfel de abordare, când interpretezi de fiecare dată limba română și faci analiză pe text, este deja o problemă. Înseamnă că vei căuta tot timpul o virgulă. Dacă cineva
a formulat, eu știu, altfel decât s-a trecut în ghid același lucru, adică practic se face analiză pe text. Da. Nu este vorba de greșeală. Dacă mergi în teren și măsori o stradă și noi am spus că are 1000 de metri, un kilometru și are 900, e o problemă, da? Atunci, piși proiectul, nu e nicio problemă. Deci nu are nimeni ce să comenteze. Dar să faci analiză pe text, să găsești orice motiv pentru a-ți bate joc de munca unor oameni, să le dai proiectele neeligibile, doar... Ați discutat este cu ceilalți primari aflați în aceeași situație? Pentru că spuneați am discutat cu și ei. Și care e... Sunt foarte veți necăjiți. Veți faceți un demers? Aveți posibilitatea? Am fost la București. Și? Da, este un alt proiect. Este acel proiectul primarului de la Horia, cu care am fost la București. Da, am fost împreună la București, la directorul general. Am discutat cu el. A chemat și juristul de acolo. N-au vrut să-și dea practic peste mână să spună că oamenii au greșit. Și nu ne-au dat nici da, nici ba. Au zis că o să analizeze, să încerce, să facă, să dreagă și totul a rămas așa. Unitățile administrative pe care le-ați enunțat și celelalte care au depus proiectul, iată, pe această axă și au pierdut, practic, momentul, deocamdată cel puțin. Au făcut contestații? S-a făcut contestație, toată lumea a făcut contestație, dar din păcate nimeni nu va trece la contestație, pentru că deja abordarea s-a generalizat și nu vor să probabil își protejează într-un fel oamenii să nu intre spre abuz, să nu... Bun, dumneavoastră, spuneți asta numai că în același timp, dumneavoastră ca primari, aveți varianta de a le demonstra celor din... de la centru, faptul că proiecte similare și care poate n-au avut acea sintagmă în hotărârea de Consiliu Local care a însoțit proiectul, au fost declarate eligibile și atunci e o dublă măsură, practic. Într-o parte, într-o regiune a țării se poate, într-o altă regiune a țării nu se poate. Este dublă măsură, pentru că am fost la București și am discutat cu directorul general și s-a pus problema și de dubla finanțare vis-a-vis de fostele drumuri finanțate pe SAPARD în perioada de preaderare pe programul 2000-2007. Perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană, au fost tot așa făcute drumuri. Da, și în Poarta Albă și în celelalte localități și se punea problema inclusiv a dublei finanțări. Și am discutat cu domnul director pentru că dubla finanțare înseamnă să nu finanțezi de două ori aceleași categorii de lucrări. Iar drumurile noastre au fost pe tratament dublu bituminos. Da? Pe lângă acest lucru, dubla finanțare presupune în perioada în care este în monitorizare, în perioada de 5 ani, nu ai voie să mai finanțezi... Păi, acea perioadă a trecut de mult. Iar acea perioadă a trecut de mult, vă dați seama că drumurile au fost făcute undeva în 2004-2005, maxim 2006, în orice localitate din județ. Deci perioada este deja de 10 ani, ele au avut garanția de 2 ani, iar perioada de monitorizare și obligația autorității publice locale de a întreține acele drumuri a fost de 5 ani. A expirat de mult și am explicat, este dublă finanțare în primul rând. Perioada a expirat de foarte mult timp, iar categoriile de lucrări sunt diferite. Atunci a fost tratament bituminos, acum este asfaltare, este cu totul și cu totul altceva. Și a spus, da, aveți dreptate, nu. Nu vom considera că este dublă finanțare. Da, s-a rezolvat problema cu dubla finanțare, pentru că era și această problemă cu dubla finanțare pe proiectele noastre. Au rămas și au lăsat-o așa pe partea cu hotărârea de Consiliu. Și au fost declarate 11 proiecte neeligibile pentru două cuvinte. Și acum să înțeleg că încă nu ați primit răspunsurile la contestațiile formulate. Nu s-a publicat raportul final, probabil că se va publica cât de curând, dar mai avem o problemă. Noi am putea merge în instanță, unde avem șanse mari să câștigăm, dar avem o altă problemă. S-a făcut, nu știu cine a avut... această inițiativă și inspirație să-și bată joc de noi în halul ăsta, pentru a ne limita nouă posibilitatea de a ne găsi dreptatea în instanță, este
din câte știu ce am vorbit cu consultantul, este pus în ghid faptul că dacă dai în instanță, dacă te duci în instanță și contești în instanță hotărârea lor, nu mai poți depune proiecte. Poftim. Da, nu se mai pot depune proiecte dacă ești în Dacă apelezi la instanță. Da, dacă apelezi la instanță, nu mai poți depune proiecte. Interesant. Timp de un an de zile. A, deci, da, e interesant. E o metodă, într-adevăr, da, iscusită de a vă determina și să lăsați lucrurile așa. Nu avem decât să redepunem proiectele în momentul în care se... Asta vreau să vă întreb. Perioada aceea s-a încheiat. De acum, momentul a fost tratat, clar. Există posibilitatea să se redeschidă o nouă axă? Am discutat. Unde aceste proiecte să poată fi depuse? Mi s-a promis în momentul în care am fost la București și am discutat că în luna octombrie vor deschide o sesiune. Luna octombrie, anului 2016. 2016. Suntem deja în ianuarie 2017 și nu s-a deschis nicio nouă sesiune. Așa că nu mai știm nici noi ce va fi și când. Doar că eu am pregătit la momentul actual, în planul de achiziții pentru 2017, avem 20 de proiecte pregătite și vom depune. Când, sincer, nu știm. Dacă o cerere, un formular de cerere s-a schimbat undeva la ora 19:30 din spusele dumneavoastră, pregătiți. Cred că trebuie să stați așa non-stop conectat la internet, în care să vedeți. Se... Da, în fiecare când zi apare... suntem conectați și ne uităm și așteptăm, pentru că nu se știe niciodată când se deschide sesiunea. Din păcate, așa se lucrează. Deși sunt destul de mulți bani pe care România i-a pierdut în perioada 2007-2013, acum îi va pierde iarăși în perioada 2013-2020, pentru că deja avem pe care i-am ratat, iar sistemul ăsta cu deschidere de sesiuni și cu alocare de bani doar pe o anumită sumă, să zicem, se alocă pentru măsura 7.2 infrastructură școlară 100 de milioane la nivel național, vă dați seama ce înseamnă 100 de milioane de euro la nivel național? Nimic. Și aici merge pe premisa primul cine care apucă să depună, acela este și... Cine reușește să depună în această perioadă până să termină banii, pentru că sistemul consumă în momentul în care o localitate încarcă un proiect, are și valoarea și se scade din sumă. Am înțeles. Softul scade automat. Și în momentul în care... că problema este că, iată, dacă așa cum s-a întâmplat în sesiunea respectivă, ați terminat încărcat. Cum ar veni banii, ați încărcat proiectele, numai că ulterior proiectele n-au mai fost eligibile. Da. Și atunci banii aceia... Sistemul permite încărcarea până la 120% din sumă. Ceea ce înseamnă că ar fi o rezervă de proiecte care ar putea să intre, da, din cele 120%, dar pe o astfel de abordare probabil că nu se vor consuma toți banii. Da, clar, categoric. Da. Vor fi destul de multe de proiecte declarate neeligibile și de fiecare dată să înțeleg că situația respectiv rămân. Se repetă, adică în sensul ce, dacă o regiune nu reușește să-și cheltuiască banii alocați, se duce banii aceștia? Nu, banii sunt la nivel național. De acord. Nu sunt dați pe regiuni. Pe regiuni este celălalt program operațional regional, da, PORU, care este sub Ministerul Dezvoltării, un program gândit, din păcate, pentru noi, unde au fost ministere conduse de unguri, au mers foarte bine. Programul este gândit de Borbély, când era ministru dezvoltării, da, în perioada 2004-2008. Da? Și acolo a mers, pentru că s-au absorbit și pe vremea doamnei Udrea, s-au semnat proiecte de 120% din sumă și cred că s-au absorbit pe câteva axe pe acest program 100% din bani. Și ulterior ce s-a întâmplat? De nu mai avem același randament. Acolo nu s-a mai deschis și cred că s-a intervenit pe noul program 2013-2020 de guvernul care a fost la momentul respectiv și de ministru și cred că s-a intervenit și pe acel program, pentru că încă nu s-a deschis nicio axă acolo și eu aștept, pentru că am pregătit două proiecte pentru școli să foarte depun. Interesant, da. Sistemul de acolo a fost un sistem foarte bun și a funcționat și s-au absorbit bani, deoarece a fost cu sesiune permanent deschisă.
primul venit, primul servit. Depuneai proiectul, ți se evalua dacă corespundea și era corect și era bine, îndeplinea condițiile din ghid și punctajul necesar, automat luai banii și îți vedeai de treabă. Și fiecare depunea pe rând. În momentul în care aveai proiectul gata și erai, mergeai, îl depuneai, ți se evalua proiectul și după aceea semnai contractul de finanțare și implementai. Și banii au fost consumați. Pentru că pe sistemul, pe Ministerul Agriculturii, unde este Agenția de Finanțare a Infrastructurii Rurale, s-a mers și în perioada anterioară tot pe sistemul de sesiuni și drept dovadă nu s-au absorbit toți banii. Este o problemă pentru că nu merge așa. Ar trebui să fie sesiune permanent deschisă și toată lumea să depună. În momentul în care este o problemă, să zicem că e o problemă foarte mare, cele două cuvinte lipsă din preambulul hotărârii, noi avem posibilitatea să retragem acel proiect și să-l încărcăm imediat a doua zi. Rectificam hotărârea la urgență, făceam o ședință de îndată. Da? Rectificam greșeala, dacă este totuși o greșeală atât de mare considerată, și depuneam imediat a doua zi proiectul. Trebuia alocată toată suma pentru această măsură, da? Și fiecare localitate din țară, în momentul în care avea proiectul gata și considera că este pregătit, îl încărca până se terminau banii. În momentul în care se terminau banii, cine n-a depus, asta e. Nu s-ar fi terminat banii oricum într-un an de zile. Probabil că se întindea pe sesiunea de depunere undeva pe un an și jumătate, doi ani, și așa apucau destul de multe localități din țară să depună și s-ar fi absorbit 100% banii alocați. Pe sistemul cu sesiuni, cu siguranță... Deci cu ocazia asta nu mai putem să mai spunem că iată, avem iarăși fonduri alocate pe care riscăm să le pierdem, din păcate. Da, pe acest sistem, dacă nu se intervine și nu se trece pe sistemul sesiune deschisă permanent, cu siguranță nu se vor absorbi bani. Foarte puțin. Este o problemă și nimeni nu vrea să o vadă. Eu am discutat-o de foarte despre multe ori. Despre proiectele cu finanțare europeană o zicem un pic punctual și în partea a doua emisiunii, pentru că vreau să ne spuneți concret ce proiecte ne-ați spus, că sunt doar 20, dar vrem să știm ce domenii vizează și ce aveți de gând să realizați în comuna Poarta Albă. La ora actuală, în schimb, vreau să știu, înainte de pauza publicitară, dacă aveți proiecte care să fie în derulare. Proiecte în derulare nu, așteptăm să semnăm finanțarea pe, tot așa, pe un proiect făcut pe fonduri europene. L-am depus pentru că am depus 3 proiecte anul trecut pe fonduri europene, din care unul deja a trecut, este în regulă, este eligibil. Lovindu-ne de problema cu hotărârea, la acest proiect am pus și cele două cuvinte, că practic altceva nu s-a întâmplat, nu s-a schimbat nimic, hotărârile sunt identice, mai puțin în preambul am introdus cele două cuvinte și a trecut proiectul. Așteptăm raportul de selecție pentru a depune proiectul tehnic, pentru că în prima fază se depune studiul de fezabilitate, să depunem proiectul tehnic și să semnăm contractul de finanțare pentru a putea trece la următoarea etapă, să facem procedura de achiziție publică și în vară sperăm să lucrăm deja la acest proiect. Am înțeles. Bun, despre ce este vorba și mai ales ce conțin și celelalte 19 proiecte la care ați lucrat și pe care sperați să atrageți, prin intermediul cărora încercați să atrageți cât mai multe fonduri europene pentru comunitatea din comuna Poarta Albă, vom discuta în partea a doua emisiunii, pentru că acum am să vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim și continuăm discuția cu invitatul meu în această seară. Reluăm discuția cu invitatul meu în această seară, primarul Comunei Poarta Albă, domnul Vasile Delicotti, și dacă tot am ajuns la capitolul proiecte, haideți să ne spuneți concret care sunt nevoile Comunei Poarta Albă la ora actuală și cele 20 de proiecte pe care vreau să spuneți că deja le aveți pregătite, așteptați doar să se deschidă diverse sesiuni pentru a le depune spre a fi finanțate din fonduri nerambursabile europene, să ne spuneți ce domenii vizează ele concret. Păi cele mai multe sunt pe învățământ, asfaltare, gaze,
Mai avem o pasarelă peste pietonală, peste canalul Dunăre-Marea Neagră, în dreptul liceului, unde este un proiect de chiar de la începutul mandatului, primului meu mandat la primărie, dar nu a fost o prioritate. Și dar, acum există posibilitatea să realizați cu finanțarea europeană. Da, l-am demarat, l-am făcut. Aprobarea pentru întocmirea studiului de fezabilitate este mai veche, v-am zis undeva în 2009-2010. Din păcate, în program anterior nu am reușit să găsim finanțare pentru el, pentru că am luat bani europeni pentru drumul comunal DC87, care a devenit ulterior DJ228A, și a fost vorba de câteva milioane de euro, vorba de 6 milioane de euro, și am făcut acest drum și am lăsat pe planul 2 această pasarelă pietonală. Cu ea vom face legătura între DJ-ul reabilitat, este făcut practic de la zero, un drum foarte util localității, ne ajută foarte mult să deschidem satul Galeșu, Nazarcea, cum este el în acte, dar toată lumea îl confundă cu satul Culmea, fostul grup social Nazarcea, și de aceea de obicei spunem Galeșu așa cum este cunoscut el, aceasta, să nu mai apară această confuzie. Și iese la Ovidiu, scurtează foarte mult. Sperăm ca cei de la Consiliul Județean să rezolve și problema traseului prin Galeșu pentru a putea merge către Constanța, Lumina, Ovidiu, cetățenii din localitatea Galeșu, astfel încât să-și găsească cât mai ușor de muncă și să ridicăm nivelul acestei localități, acestui sat. Deci ați spus că aveți 20 de proiecte pregătite. Da, sunt majoritatea grădinițe. Asta vreau să spun. Ceea ce vizează învățământul se referă deci la realizarea de noi grădinițe sau reabilitare? Noi grădinițe. Deci este abordarea noastră este spre a merge spre construcții noi, pentru că cele vechi sunt deja reabilitate, nu prea sunt mai avem depășite, ce face, da. Și sunt depășite, iar trebuie să mărim spațiile, pentru că comuna crește, avem din ce în ce copii mai mulți, avem și o lotizare foarte mare care în acest an cu siguranță... Trebuie să vreau să sărim de la una alta, deci grădinițe, grădinițe, școli, școală nouă în cartier, în cartierul Via este proiectată o școală nouă. Și o reabilitare și extinderea unui corp aici unde am făcut în Poarta Albă școala nouă, unde a fost reabilitată și extinsă, practic s-a făcut nouă acea clădire. Vreți să mai faceți o aripă? Mai avem un corp C1 care va fi reabilitat și extins, pentru că vrem să facem, noi avem o sală de sport, dar nu este lângă școală pentru că e o sală mare și nu aveam spațiu să o punem lângă școală, în curtea școlii, nu este foarte departe și pot desfășura orele de sport acolo copiii, dar pentru a evita această deplasare acum facem o reabilitare și o extindere, pentru că ne permite spațiul respectiv încă, și în corpul acea extindere vom face la demisol o sală de sport, un amfiteatru în aer liber pentru a putea face diverse activități, pentru că avem și un ansamblu de dansuri care să-și poată desfășura activitatea și să facă reprezentații pe timpul verii, cât este sezonul cald, să facă afară, va fi cu băncuțe, un amfiteatru și va fi destul de frumos. Asta în ceea ce privește domeniul învățământului. Învățământului avem reabilitarea Colegiului Agricol, care este o clădire extraordinară. Sperăm ca după ce vom reuși să băgăm transport pe această rută, pe DJ-ul acesta 228A, să reușim să facem reabilitarea Colegiului Agricol, tot pe fonduri europene,
L-am pregătit, l-am și depus, sperăm să și treacă, să ajungem și cu el la finanțare, pentru că este unul din cele trei proiecte pe care le-am depus. Este vorba de rețeaua de canalizare din zona D, unde este lotizarea nouă, de a-mi rezolva problema apei. Rețeaua de apă este finalizată, s-a băgat rețea nouă, acum punem și canalizarea și deja suntem cu cei de la Enel în lucru pentru studiu de soluție pentru a face rețeaua de distribuție energie electrică. Adică să punem toate utilitățile în zona respectivă. Studiul de fezabilitate este unul din proiectele din cele 20. A fost finalizat. Acum am depus la Enel și așteptăm să treacă prin comisia tehnică a lor, să ne se dea studiu de soluție pentru a ști soluția de racordare în rețeaua de medie tensiune. Să înțeleg că zona aceea deja a fost, este lotizată, deja au fost date. Este lotizată, cadastrată, din păcate, și acolo am întâmpinat foarte mari greutăți cu cadastrarea fiecărui lot, pentru că sunt foarte multe loturi, este vorba de cu străzi cu tot, pentru că străzile au fost făcute ca la carte, cum se spune, adică nu se mai suprapun, pentru că au fost foarte multe probleme la proiecte. Străzile se suprapuneau, intersecțiile practic erau dublate, noi o stradă este de-a întregul, celelalte perpendiculare se întrerupă, au tronsoane astfel încât să nu se mai suprapună și să avem probleme cu proiectele, pentru că se dublau practic cantitățile în acele zone. Din ceea ce ne posibilitatea să înțeleg că e vorba de un oarecum un cartier nou. Nou, de la zero. De la zero. Și am obținut finanțarea pentru canalizare. Loturile au fost deja date oamenilor. Au fost atribuite tinerilor din localitate. Da? Acum așteptăm cadastrarea să se finalizeze. S-a implementat un sistem nou, un soft nou la OCPI, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Etera 3, care din păcate nu-ți mai dă voie nici măcar un milimetru să ai diferență și când faci o dezmembrare de 560 de loturi, vă dați seama că se rotunjește cu 90 mile, imediat îți dă, este foarte greu să pici 0 pe 0. Și numai Bucureștiul este un birou Matis la București care rezolvă problemele din toată țara de astfel, când apar astfel de probleme și aglomerația e acolo. Noi am zis, pentru că nu am așteptat peste 4 luni să se rezolve problema, am zis să renunțăm și să ne-l dea respins, să încercăm să-l rezolvăm noi cu firma de cadastru care a lucrat acolo, să reglăm această problemă, pentru că sistemul rotunjește, ce este până în 0,5 rotunjește în jos, ce este peste 0,5 rotunjește în sus. Dacă ai 300,45 rămâne la 300. Dacă ai 300,55 sau 65, rotunjește la 301. Din păcate, fiind un număr foarte mare de loturi, rotunjirile nu pot fi perfect egale. Loturile rotunjite în sus și în jos nu pot fi egale. Și atunci, la final, poți avea o diferență între ce a fost întreg și ce este din suma loturilor dezmembrate. Și am avut o diferență de 0,17 metri pătrați. La o suprafață de 430.000 de metri pătrați, da, peste 43 de hectare, am avut o diferență de 0,17 metri pătrați. Și s-a blocat sistemul, nu s-a mai putut aloca numere cadastrale, deși nu erau suprapuneri, nu erau nimic. Da. Și acum trebuie să reluăm procesul și să încercăm să închidem 0 pe 0, pentru că am discutat și băiatul de la IT de acolo mi-a spus, domnule, sistemul ne-a dat eroare și nu ne-a lăsat să alocăm număr cadastral. Au avut o dezmembrare de două loturi și a fost diferență de 0,1 mm pătrați. Da. Adică minunat. Trebuie să închidă 0 pe 0. Este o exagerare. În proiectele pe care le-ați enumerat, am auzit la un moment dat racordare la gaze. Să înțeleg că aveți de gând ca locuitorii comunei Poarta Albă este finalizat, din să racordeze în sfârșit la o rețea de gaze? Da. Este musai. Dacă nu ne-am fi blocat pe partea cu Mulfatlarul,
aveam de mult gaze. Așa s-a întâmplat, s-a schimbat în 2012 primarul, nou primar, nu știu motivul pentru care nu a mai mers în continuare cu studiul de fezabilitate pe care îl făcusem în comun cu Valu Traian Mufatlar Poarta Albă, așa ar fi trebuit să arate rețeaua. Și acum ce variantă aveți? Acum varianta este Castel, Mergidia, plecăm din Mergidia, venim Castelul și Poarta Albă. Deci asta înseamnă că putem vorbi despre o racordare efectivă undeva prin ce an? Așa, optimist vorbind. Optimist ar trebui dacă cei de la acum fostul Congas s-a transformat, s-a tot rebranduit și ei ne țin practic pe loc, pentru că ANR-ul a făcut un lucru bun, dar care pentru noi este o piedică, pentru că cei de la distribuitorii de gaz își dau foarte greu avizul, pentru că în momentul în care își dau avizul, noi putem prin ANRE, prin Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, putem scoate la licitație proiectul și atunci operatorul este nevoit să licite pentru acest proiect și în momentul în care câștigă distribuția de gaze pe zona respectivă, trebuie să și investească. Și atunci ei, pentru a nu fi forțați să investească, eventual să, eu știu, din profit sau din surse să atragă finanțări pentru a investi, ne tot țin cu acest aviz pentru a nu ne da nouă posibilitatea să scoatem la licitație. Și am făcut tot felul de demersuri, avem toate avizele, mai avem un singur aviz și stăm blocați și Poarta Albă și Castelul de acest aviz. Sperăm cât de curând să se deblocheze și să putem scoate la licitație, astfel încât în anul 2017 efectiv să se facă licitația, pentru că practic rețeaua principală n-ar trebui să dureze mai mult de 6 luni. După aceea, distribuția efectivă, încă un an de zile, cam într-un an și jumătate, 2 ani practic cu totul. Dacă să sperați, deci, că până în 2018 da, să fie reglementată situația. V-am spus, noi ne-am făcut datoria, nu prea putem, sunt privați, iarăși este o anomalie, pentru că așa cum este și în situația, am avut această problemă și cu administrația canalelor navigabile. Da, ei nu dau avizul până nu te mergi să iei un aviz, un acord, dacă vrei să faci ceva la canal sau în zona canalului, până nu iei aviz de la Iptana, o fostă societate de stat care acum este privat. Așa și NG este o societate privată, practic nu este regia statului, da, sau o instituție a statului, și noi stăm să luăm avize de la privați. Statul ia avize de la privați. Învățământ, drăguț. Începem să evoluăm, văd că. Proiecte pe învățământ, proiecte pe, iată, pentru utilități, a spus de asfaltări. Asfaltări, avem 4 proiecte pe asfaltare. Sunt 2 în localitate. Unul va merge pe Ministerul Dezvoltării, unul pe fonduri europene, cel care l-am depus. Îl vom redepune pentru că avem punctaj foarte bun. Așa. Mai avem un proiect care va merge tot pe Ministerul Dezvoltării sau vom vedea pe fonduri europene în funcție de punctajul pe care îl întrunește. Noi l-am pregătit, care vizează localitatea Nazar-Galeșu, care unde am finalizat canalizarea apă, deci acum ne putem apuca de asfaltare și acolo, și un drum care este în cartierul acesta nou, în zona de, cum este denumită în plan urbanistic general. Avem un drum de exploatare care va merge pe măsura 4-3, tot pe fonduri europene, și cele 2 din localitatea Poarta Albă. Practic sunt 4 proiecte de asfaltare, fiecare cu zona ei, pentru că pe fonduri europene nu poți să te încadrezi, suma alocată este de 1 milion de euro, iar pe standardul de cost nu poți face decât între 5 și 6 km de asfalt.
iar noi avem nevoie în totalitate de peste 30 de kilometri. Atunci avem un proiect de 5,5 kilometri, unul este de 15, unul este de 7 și plus un drum de exploatare pentru a facilita accesul către fermele agricole. Așteptăm să se deschidă sesiunea de finanțare, pentru că fosta sesiune de finanțare a durat 6 minute. Dar nimeni n-a 6 minute, nimeni n-a putut să depună, iar după 6 minute când s-a deblocat serverul, deja se cheltuiseră bani. Au zis că o redeschid, că așa cum a fost pe vremea guvernului Ponta cu IMM-urile. Știți că a fost scandalul cu IMM-urile, intervenise, începuse chiar și DNA-ul să ancheteze acolo. Da. Ne-am mirat și noi cum a reușit cineva să încarce din moment ce serverul nu mergea. Iar când s-a deblocat, deja se terminaseră banii. Dar așteptăm, pentru că nu este chiar atât de urgent. Este un drum de exploatare foarte necesar și facilitează dezvoltarea fermelor agricole din zona respectivă, trece pe lângă mai multe sedii de fermă și va facilita accesul, și pentru că sunt ferme care au potențial și, având acces pe un drum asfaltat, se pot dezvolta. Ca administrație publică locală, văd că ați încercat să realizați proiecte, să rezolvați din nevoile comunității. Dar pe mine m-a interesat, în Poarta Albă, facilități, posibilități de a investi există? Intenții ale unor investitori de a veni acolo, de a demara o afacere? Sunt. Există. Chiar de curând am avut solicitări și, din ce am discutat, mai vin. Avem deja două ferme de pui făcute pe fonduri europene. Mai sunt câțiva cetățeni care doresc să investească și în ferme de porci. Da? Avem hale. Acum mai vrea cineva să facă o fabrică. Am avut o solicitare. Cineva își dorea fabrică să facă pentru prelucrare în buteliere de uleiuri și antigel, producție practic de antigel, zicea că și-ar dori să facă și m-ar bucura să se facă așa ceva, pentru că înseamnă locuri de muncă și venituri sigure pentru bugetul local. Locale. Eu am încercat să cresc foarte mult veniturile la bugetul local pentru a crea independență localității. Asta îmi doresc și orice investitor dorește să vină la Poarta Albă este așteptat. Consiliul Local va sprijini tot timpul investițiile pe raza localității, pentru că noi ne dorim să avem fonduri proprii și să ne creăm o independență, pentru că pe viitor asta va trebui. Probabil fondurile europene vor mai fi în această sesiune 2013-2020. Nu știm ce va fi după 2020. Sunt fel de fel de discuții. Nu știm cum va evolua Uniunea Europeană. Vor mai fi alocări de sume și pentru agricultură și pentru unitățile administrative pe viitor după 2020. Nimeni nu știe. Practic, să fie un investitor, cam pe ce domenii de activitate? Am înțeles că pe agricultură, pe creșterea de animale se poate odată. Pe orice. Deci, avem introdus în domeniul am introdus în intravilan o zonă cu peste 400 de hectare, care este deja introdus în intravilan și acolo se poate dezvolta un parc industrial fără nicio problemă. Avem utilități, este curent, rețea de drum, cale ferată, avem posibilitatea să dezvoltăm orice își dorește un potențial investitor. Am înțeles din spusele dumneavoastră că doriți ca localitatea Poarta Albă să devină independentă din punct de vedere financiar. Să înțeleg că asta, atitudinea aceasta o aveți și în ceea ce privește relația Consiliului Județean Constanța, în sensul că nu apelați la sprijin din partea acestei instituții? Nu, n-am apelat niciodată și acum, cum e relația cu actuala conducere a Consiliului Județean? Momentan bună. Sper să rămână așa, cel puțin instituțional, am lucrat foarte bine. Sperăm să rămână și pe viitor. Nu am apelat la alocări de sume, pentru că eu am altă viziune. Am văzut că de obicei se dau
nu neapărat sume foarte mari, dar sunt. Sumele bani sunt mici. Pentru dezvoltare locală. Decât pentru... să mi se dea sume micuțe care să nu ajute cu nimic și să facem numai spoieli mărunțișuri care așa, poate într-un an, doi se distrug și sunt bani aruncați din punctul meu de vedere, mai bine să ni se dea odată o sumă mai consistentă, să facem un proiect clar, să rămână ceva în localitate. Așa, nu știu, ni se dau... A, deci prefera să nu apelați acum, ca atunci când vezi avea nevoie de... Da, sper să găsim înțelegerea. O finanțare importantă, să ni se dea pentru o finanțare importantă, pentru un lucru care să rămână. Dar așa să ni se dea sume micuțe pentru, eu știu, reparat nimicuri, un acoperiș la școală, ne descurcăm, ținem de bani, facem economie pe cât se poate, căutăm tot timpul prețurile cele mai mici, astfel încât să ne ajungă banii să facem din bugetul local aceste lucruri și nu stăm să apelăm toată ziua pentru temir ce la Consiliul Județean. Consiliul Județean, dacă va dori să sprijine toate localitățile din județ, să ne dea bani odată și bine, să, pentru că dacă ne dau frânturi, s-ar ajunge la aceeași sumă, dar nu vom face nimic concret. Pentru că un proiect important, dacă facem, nu știu, un teren de sport pentru copii, trebuie să-l faci odată, nu poți să-l faci cu bucățica, că se deteriorează. Da? Dacă îți dă azi puțin, mâine puțin... Am înțeles că aveți acolo un teren de sport care nu prea e folosit. Avem, este folosit. Este folosit cel sintetic foarte mult. Da. Terenul mare s-au obișnuit echipa de fotbal, s-au obișnuit pe terenul vechi și doar meciuri importante au făcut. Au făcut un meci cu Viitorul, au făcut cu Farul, meciurile mari le fac pe cel nou. S-au obișnuit pe terenul vechi și joacă mai mult acolo. Condiții sunt, este o bază sportivă pe 2 hectare, cu dușuri, cu vestiare, cu tot ce trebuie, vestiar, gaz de oaspeți. Preferă să meargă acolo. Nu, la cel nou. Dar nu-l folosesc foarte mult. Eu le-am tot spus, haideți, lăsați să se mai facă gazonul mai bine, să ai că în primăvară, ai că în toamnă. Cred că s-au obișnuit pe cel vechi și așa, dar vor începe să-l folosească și pe cel nou. Sau sunt taxe cumva? Nu. Deci nu e... Nu. Avem lângă, este stadionul pentru echipa localității. Deci nu plătește nimic. La o administrare gratuit. Deci nu plătesc. Interesant. În aceeași bază avem un teren... Condiții mai bune, da. Avem un teren unde este și sala de sport. Avem un teren sintetic care este deschis și pentru copiii din localitate îl folosesc, special vara, pentru care nocturnă îl folosesc până la 12 noapte, joacă pe el, chiar și peste 12 noapte câteodată. Este destul de folosit. Am înțeles care este viziunea noastră în ceea ce privește relația cu Consiliul Județean. Vă rezumați doar la o relație strict instituțională și dacă o fi... cazul de un sprijin să fie unul substanțial, nu etapizat. Vă dați seama că dacă ce să facem? Să ne dea câteva sute de milioane vechi să facem ce? Dar, în același timp, sunt foarte curioasă pentru că tocmai ce ne-am schimbat pleada de parlamentari, nu mai avem de-a face cu parlamentari pe colegii uninominale, acum sunt pe întreaga circumscripție. Deci nu va mai putea spune acum niciun parlamentar că n-am ajuns la Poarta Albă pentru că nu era în colegiul meu. Da? Mă interesează care este, din punctul nostru de vedere, care ar trebui să fie relația parlamentarilor de Constanța, indiferent de apartenența politică, cu reprezentanții administrației publice locale. Cum o vedeți dumneavoastră ca primar? Ați avut și experiența parlamentarilor pe liste și experiența parlamentarilor aleși uninominal. Am avut foarte multe experiențe politice și din punctul administrației publice locale, eu cred că ar trebui și parlamentarii de Constanța să-și schimbe optica, indiferent din ce partid sunt, pentru că eu am avut tot timpul un gust amar când mergeam la București, am bătut foarte mult drumurile spre București și ministerele și în momentul în care vedeai parlamentari din alte județe că își sprijină fără nicio problemă toți primarii, indiferent de culoarea politică, da? Iar în Constanța, cei din Constanța nu făceau mai nimic, nici pentru ai lor,
din partid, era destul de deranjant acest fapt. Sper că actualii parlamentari să fie destul de deschiși astfel încât să ajute județul, pentru că un primar, dacă face, este sprijinit de parlamentarii puterii. De exemplu, PSD acum și ALDE să aducă bani în județ și în comunitate, el nu va pleca cu acel proiect acasă. Va rămâne primar cu un mandat 2-9, pleacă la un moment dat. Bunurile sunt ale comunității, da? Sunt ale unității administrative, sunt deci, ale oamenilor. Deci, în primul rând, vă doriți sprijin din partea lor. Da, din partea lor, pentru că acum avem chiar un ministru al dezvoltării din județ și sper să procedeze așa cum procedau toți miniștrii din alte județe, vă spun. Eu am stat în ministere și am stat cu miniștri în cabinet, am stat de vorbă și era ceva așa inimaginabil să vezi cum primește un ministru, un primar de la el din județ. Da? Aveau lăsat vorbă la ușe, la minister, în momentul în care vine un primar, indiferent de culoarea politică din județ, să fie primit imediat. Da? Iar miniștrii noștri, când au fost la București, nu-ți deschid ușa. Da? Vedem acum cum va fi în actuala legislatură. Sper că de data aceasta, pentru că avem deja doi miniștri, da? Avem un minister foarte important, unde este doamna Sevil și unde sunt foarte și, mulți și bani. Și vicepremier, nu doar ministru. Și vicepremier, da. Și atunci sper să ajute județul, pentru că această ocazie pentru județul Constanța nu cred că va mai fi curând. Să aibă un vicepremier și un ministru plin la dezvoltare pe o perioadă, bănuiesc, lungă, de 4 ani. Da? Cel puțin așa s-a pregătit PSD-ul să guverneze 4 ani. Vreți sprijin, dar în ceea ce privește comunicarea, cum ați vedea dumneavoastră comunicarea dintre primari și parlamentarii de Constanța? Pentru că sunteți oricum 71 de localități. Ar trebui să existe comunicare destul de strânsă și să ne întâlnim, să discutăm, pentru că nu trebuie să preferați discutăm. Întâlnirile organizate, știu eu, o dată pe trimestru sau ceva de genul. Da, nu și știu, de câte ori este exemplu. Nevoie, în special, ei trebuie să vină cu informația de la București și să ne spună ce trebuie să facem. Vedeți că se deschide sesiune cu la Ministerul Dezvoltării, se deschide sesiune la Ministerul Agriculturii, uite, se vor da bani pentru, pregătiți-vă proiectele, haideți cu noi la București să vă deschidem ușile, să vă prezentăm, să vă sprijinim. Nu e vorba de trafic de influență sau de măgării, nu, dar o informație dată la timp, da, poate valora, poate foarte, mult, valora foarte mult și poate sprijini administrațiile locale din județul Constanța să primească bani. Pentru că dacă nu afli o informație la timp că peste o lună de zile se deschide sesiune și în momentul în care s-a deschis tu ai un alt proiect decât ce va fi finanțat acolo, nu poți depune și atunci pierzi. De aceea ei trebuie să vină în întâmpinarea noastră și să ne informeze tot timpul și să ne sprijine, să ne spună ce va fi finanțat și când, ca noi să putem pregăti proiectele și să depunem la timp pentru a primi finanțările. Asta în ceea ce privește relația de susținere reciprocă, de informare dintre parlamentar și administrația publică locală. Dar în ceea ce privește activitatea lor de bază, pentru că practic de aceea sunt parlamentari, aceea de a elabora sau de a modifica legi. Care credeți că ar trebui să fie prioritățile parlamentarilor de Constanța în ceea ce privește legislația din administrația publică locală, spre exemplu? În administrația publică locală noi am tot discutat. Sunt foarte multe legi care sunt în neconcordanță, care se bat cap în cap efectiv. O lege spune ceva, o altă lege spune altceva. Sunt foarte multe legi de armonizat în România și în special pe administrația publică locală. Ar trebui să participe la întruniri cât mai multe cu noi și să discutăm astfel încât să aibă inițiative legislative și sperăm să aibă și forța necesară pentru a impune aceste modificări legislative. Noi nu vrem să dispară legi care, nu știu, ne sunt nouă incomode, dar o lege
chiar dacă nu este nouă pe plac, trebuie să fie armonizată cu celelalte legi, astfel încât să nu se mai bată cap în cap. Citește o lege, procedezi într-un fel conform legii respective, vine un organ de control și spune, stai că uite, legea X spune altceva care este diametral opus cu legea respectivă. Și atunci ajungi să fii la bunul plac a celui care controlează. Nu, legile trebuie să fie clare. Deci, practic, dumneavoastră le sugerați parlamentarilor că ar trebui să ia tot ceea ce înseamnă legislație ce vizează administrația publică locală. Noi le știm că ne confruntăm cu ele zi de zi și noi le putem da concret ce trebuie armonizat. Trebuie să elimine contradicțiile dintre legi. Nu e musai să, dacă nouă primarilor nu ne place o lege, dar nu este în contradicție cu altă lege să o elimine pe aceea că nu ne place nouă. Deci doar ceea ce sunt dar contradicții între normative diferite. Ce sunt contradicții diferite? Și ce sunt aberații legislative? Trebuie ele colectate din zona administrației publice locale aceste informații și mers în comisii și făcute inițiative legislative pentru ca aceste lucruri să nu mai fie, pentru că îngrenează foarte mult. Și o simplificare și o clarificare a normativelor ce vizează. Inclusiv o clarificare. Nu cred că voi avea eu șansa să prind atâta timp cât voi fi în administrație o schimbare de atitudine, pentru că trebuie clarificat răspunderea funcționarilor publici, pentru că toată răspunderea în momentul actual este dată pe ordonatorul principal de credite, pe primar. Iar primarul semnează, așa cum se spune, ca primarul, pentru că nu ai în față toată documentația. Dacă îți vine la mapă un certificat de urbanist sau o autorizație sau o dispoziție pentru un ajutor de urgență sau pentru un dosar de ajutor social, semnezi acel... Bazându-te pe faptul că funcționarul care a făcut ancheta socială, care a strâns documentele, a fost de bună credință și a respectat legislația, pentru că este un volum imens. Nu poți să verifici. Ai în subordine, orașele mari au zeci de funcționari sau sute. Nu poți verifica mii de dosare tu personal. Păi atunci ar trebui să-i dai afară să faci tu toată treaba asta. Este imposibil. Și atunci semnezi pe bună credință. Dar ei, neavând nicio răspundere la momentul actual, este o mare problemă. Pentru că singurul deci care răspunde... Deci se impune o apariție a unei irresponsabili. Unei răspunderi pe cel care întocmește documentul. Pentru că au fost foarte multe cazuri, cunosc primari din țară, când ne vedeam la Asociația Comunelor, în diverse momente când aveam întâlniri la București, și spuneau, am avut aviz de legalitate de la secretar, pe o dispoziție, eu sunt inculpat și el martor. Cine mă protejează pe mine ca primar? De ce am secretarul? Este juristul instituției, da? Să-mi dea, dacă eu fac o aberație, o prostie în dispoziția respectivă, să-mi spună și să-mi dea aviz negativ. Și mi-o asum eu, atunci e altceva. Dar dacă eu merg pe încredere și el îmi dă aviz pozitiv, da, din punct de vedere al legalității, dar după aceea un organ de control vine, se îndreaptă împotriva mea și el este martor? Da. Dacă cel de la urbanist face o, nu știu, o ilegalitate și dă un certificat de urbanism, având dosarul în față, studiindu-l, da, el dă în cunoștință de cauză, emite acel certificat de urbanism. Noi primarii vizăm, practic, semnăm de conformitate. Nu avem dosarul în față, poate sunt primari care nu înțeleg și nu știu legea 50, nu știu urbanism. Asta e. Omul are altă specialitate, da? Semnează. Cine răspunde? Primarul. Da, avem cazul Calapod, care s-a dus pe un certificat de urbanism, fostul primar de la Năvodar, la pușcărie. Da? Iar ceilalți n-au avut nimic. Bun, să sperăm că parlamentarii noștri își vor face temele, vă vor consulta și vor încerca să acționeze în consecință astfel încât activitatea în administrația publică locală să fie mult mai clară și mult mai neapărat ușoară, dar
Să se știe fiecare care sunt responsabilitățile. Pentru fiecare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă urez succes în ceea ce v-ați propus să îndepliniți pentru comunitatea pe care o reprezentați în acest an și probabil că o să ne mai revedem. Încheiem aici ediția din această seară, ne revedem mâine, 20:30, este joi și încerc, cel puțin acum cât încă mai sunt în vacanță parlamentară, să aducem în fața dumneavoastră un nou parlamentar. Despre cine este vorba, veți afla mâine la ora 20:30. Până atunci, tuturor vă doresc o seară cât mai liniștită.